Hei, salut! Eu sunt Andreea și acesta este primul vlog din săptămâna vlogurilor. Și da, astăzi voi face my morning routine. Băi, de ce am zis așa? Și astăzi vom face my morning routine. Da, credeți că totul e bine și frumos? Nu. Mă trezesc la ora asta, deci nu e nimic frumos. Lucrul pe care fac când mă trezesc dimineața nu este să mă duc la baie sau să beau can cu apă. Primul lucru este să-mi aprind pradul, pentru că eu seara îl sting, nu pot să adorm dacă e aprins. Și acum o să aprindem luminițele și o să fie iarăși frumos și sclipitor. Acum vreau să vă spun sincer că de când a început, să zic așa, de când nu mai suntem la școală, nu îmi fac patul, pentru că știți că aveam obiceiul să mi-l fac din prima. Da, acum mergem la baie. Așa că tot am ajuns lângă ușa de la baie, trebuie să vă arăt și outfitul meu de astăzi. Da, da, nu mă laud, doar vă ziceam, gen, nici nu am câte să mă laud, dar în fine. Aceasta este pijama mea preferată de acum încolo, pentru că, nu știu, mi se pare așa foarte drăguță. Și acum, au, este super confortabilă și știți că ador totul ce este foarte confortabil. Iar acum hai să ne spălăm pe dinți. Pentru că eu cu mama avem periuțe la fel și ca să nu ne încurcăm, pe a mea am făcut o inimioară roz, iar mama nu știu ce semn chinezesc și-a făcut acolo ceva cu roșu. Și da, hai să ne spălăm pe dinți. Dacă credeți că atunci când îmi scol dinții fac așa, atunci vă înșelați, pentru că de obicei când îmi spăl dinții arăt cam așa. Așa, părul meu de dimineață arată cam așa mai mereu, pentru că mereu adorm cu un coc pe cap și când mă trezesc, nu știu cum, cocul dispare și devine asta, dar nu contează. Un pahar cu apă. Haideți să mergem în camera mea și să ne schimbăm în ceva, pentru că trebuie să fac câteva TikTok-uri, dar de obicei, înainte să fac TikTok-uri și toate chestiile astea, mănânc, așa că haideți acum să vă arăt ce o să-mi pregătesc eu la micul dejun. Și dacă credeți că o să fie ceva foarte complicat, nu. O să mănânc azi lapte cu cereale. De obicei pot să mănânc vreo 3 chestii, de exemplu, ori omletă, ori cereale cu lapte. Nu prea îmi plac cerealele cu lapte, dar azi am poftă de cereale cu lapte și mi-e lăsat să fac omletă. Și ce mai am? Sau ceai cu ceva dulce, da. Dar acum noi o să mâncăm cereale cu lapte. Așa, iar asta este o dedicație pentru toate persoanele care mănâncă cereale cu lapte și laptele e rece. Nu înțeleg, cum puteți să mâncați asta? Nu este comestibil, deci efectiv eu de mică mănânc doar cereale cu lapte, cu lapte cald și când văd că cineva mănâncă cereale cu lapte rece, sunt ceva gen, cum mănânci asta?
Și da, cam așa arată micul meu dejun. Foarte interesant, foarte complicat și delicios. Între timp cât mi-am pregătit și micul dejun și totul, deja este ora 2:40, deci vă dați seama cât de repede zboară timpul. Cât de mult nu mi-ar plăcea să stau în pijamale, oricum trebuie să mă schimb, așa că, da. Înainte de asta vreau să vă reamintesc tuturor că am o pagină de Instagram și nu știu de ce nu se focusează acum, dar... Așa că dacă încă nu mă urmăriți și dacă vreți să vorbiți cu mine, pentru că încerc să fiu cât mai activ aici pe Instagram, așa că dacă vreți să vorbim, pur și simplu căutați-mă, mă numesc Andreea Bostănică, scrieți-mi un mesaj și o să încerc să răspund la toate, pentru că chiar vreau să vorbesc cu cât mai mulți din voi. Deci aveți linkul în descriere la acest vlog sau pur și simplu căutați Andreea Bostănică. Iar acum hai în sfârșit să ne schimbăm, cred că v-am terorizat deja cu pijamaua mea. Pijamaua mea deja este gata și dacă vă întrebați când am reușit să-l fac... Nu l-am făcut eu, l-a făcut mama. Da, asta se întâmplă când Andreea face vloguri, mama îi face patul. În general să nu credeți că mama îmi face patul. Așa albastră, pentru că sunt pornite acum ledurile mele albastre. Deci da, acum o să mă schimb în ceva, nu știu, hanorac. Oricum, acum nu o să fac TikTok-uri pentru că am făcut ieri seara TikTok-uri și da, o să mă schimb în ceva care să-mi fie confortabil și cred că mai târziu o să ies în oraș pentru că vreau să-mi fac niște poze pentru Instagram. V-am zis, dar noi am terminat deja școala, acum o să avem online o săptămână și uitați-vă pur și simplu ce caiete drăguțe am. Acestea sunt două planere. Întâi de toate am vrut să fac ăsta planer, doar că ceea ce m-a deranjat la el este că lasă, uite, vedeți, clipici și asta e foarte irritant, așa că am decis să aleg nu frumusețea, dar comoditatea și am ales acest planer și aici mi-am scris și aici mi-am scris câteva idei de vloguri și după toată săptămâna mea ce trebuie să fac, așa că da, dacă vă este interesant puteți să le puneți pe pauză și să citiți. Și aici am deja caiete de școală, la engleză, la matematică, în orice caz cărțile astea deja le pun în dulap pentru că nu mai am nevoie de ele, deci adio cărți pentru școală. Oricum, mâine iarăși începem școala online și caietul ăsta încă este gol, l-am folosit doar pentru un TikTok, deci și pe el la fel o să-l punem aici. Cariocile mele preferate de fapt sunt highlightere de la Stabilo. Deci cam așa arată. Culorile mele preferate pe care le folosesc cel mai des sunt astea două. Dar aveam și culori pastel, doar că nu le mai găsesc. Așa, acum o să mă schimb în sfârșit în alte haine și după o să mă duc și o să scriu un planer chestii pe care mai vreau să le adaug în săptămâna aceasta, pentru că mi-au mai venit câteva idei. Și da, vă recomand și vouă să vă planificați timpul mai mereu, pentru că eu săptămânile trecute nu am făcut asta și nu pot să zic că am avut cele mai productive zile, așa că am decis ca de azi încolo să-mi planific totul la mine în carnet. Și da, mă uit la mine foarte, foarte atent pentru că am observat că mi-a ieșit un prieten pe față, dar nu contează, noi mergem înainte. Uitați-l chiar aici, vedeți? Da. Nu o să mai treci mult pe fața mea, îmi pare rău să te anunț, dar azi o să mori, drăguțule. Doar eu am problema asta că nu știu în ce să mă îmbrac. Gen, chiar nu știu în ce să mă îmbrac. Dar dacă sincer, în casă de obicei stau în pijama, gen... E ceva normal, însă pentru că fac vlog trebuie să arăt cât de cât mai decent, așa că haideți să vedem în ce să ne îmbrăcăm. Deci eu deja m-am schimbat și pentru că m-am schimbat, mi-am schimbat și ledurile în taram, în mov, pentru că am decis azi să fiu toată mov. Mi-am luat chiar și șosete mov, vă dați seama cât de... În fine, da, sunt astăzi toată în mov, mi-am luat pantaloni pentru că sunt foarte confortabil și pur și simplu un top mov, deci da. Dar acum și produsul meu este mov și acum eu zic să începem să ne machiem pentru că deja este ora 3 și eu vreau să plec în oraș, așa că haideți să ne machiem și să facem ceva cu părul nostru pentru că arată groaznic, groaznic, deci... Okay.
Oh my god, arăt acum ca ăla din Harry Potter, știți? Avea părul negru scurt și așa. Profesorul ăla, nu țin de cum îl chema, dar arăt ca el. Machiajul, acum o să aprind lumina ca să vedeți voi mai bine. În 3, 2... Acesta este make-up-ul meu, că de obicei foarte simplu, l-am făcut în 10 minute, oameni buni, 10 minute. Și da, părul doar l-am pieptănat pentru că da, la mine așa părul ține de ieri, deci e prea creț, mie nu-mi place când e prea creț și efectiv da, dacă nu mă credeți, ăsta e părul meu de ieri seară. Eu nu l-am făcut, nu i-am făcut nimic, pur și simplu așa m-am trezit. La mine buclele nu se strică niciodată, până deja după ce speli perioada nu se strică, dar la mine încă țin buclele, așa că da. Așa, ridicăm așa pantalona și o să mă dau cu un parfum, o să mă dau la fel cu acesta mauve, nu este chiar parfum, dar oricum miroase bine și este și el mauve ca și mine, pentru că, da, zici ca să fac nu mai morning routine, dar Um, 24 de ore mov. Da, asta am vrut să zic. 24 de ore mov, așa. Cam așa arată el, deja vi l-am arătat și sincer nu mă gândeam să-mi fac plannerul ăsta, v-am zis, vreau să-l fac pe la mov, dar totuși m-am reîntors la ăsta verde. Așa, ceea ce vreau să adaug azi în planner este că trebuie să fac azi o poză și apropo, astăzi este duminică, deci asta e că azi e duminică. Ok, gata, da, nu mai rost, scriu nimic în planner. Am crezut că azi e luni, de fapt azi e duminică, deci... Da, greșeală mea, oameni buni. Sorry! Totuși, haideți să vă arăt repede ce am în penarul meu. Este și de la școală, dar și cel pe care îl folosesc atunci când scriu în caiete, planere, etc. Primul lucru am acest pix cu un diamant foarte drăguț și pixul este multicolor, gen scrie cu multe culori. După am aceste highlightere, cum vă ziceam, mai am aici încă câteva, dar am și în plenar câteva. Deci cam astea le-am, nuanțele mele preferate. Am și acest roz deschis care îmi place foarte, foarte mult. Am un elastic, nu știu ce caut aici. După am o bandă corectoare, e foarte drăguță banda asta corectoare, este cu o căpșunică și zici că e roz, dar de fapt este o bandă albă, simplă corectoare. După am rigla mea preferată cu care mă joc efectiv în toate pauzele pentru că, nu știu, este atât de drăguță, are înăuntru apă și scrie aici ceva Sweet Donuts, cred că o țineam invers, scuze, și are și sclipici înăuntru, e foarte drăguță. După, la fel în penarul meu, am un stilou, stiloul ăsta este al unei colege, nu aveam pix și am uitat să îl reîntorc, așa că când o să mă întorc la școală neapărat trebuie să îl dau înapoi. Și ce mai am eu aici? Da, elasticul deja vi l-am arătat și un creion albastru. Nu știu ce caută creionul ăsta albastru la mine în penar, dar ok. Și da, cam asta este tot ce am în penar. Nu prea multe chestii pentru că nu le folosesc. Și penarul meu, cred că știți cu toții, acesta pufoșel. Ce drăguț! Uitați-vă ce mi-a pregătit mama, mi-a curățit rodie, preferata mea. Cred că fiecare vlog pe care îl filmez eu mănânc rodie, nu știu ce am cu rodia. Și sper că rodia asta să fie bună, pentru că uneori îmi nimeresc rodii care sunt acre, dar sper că data asta să fie dulce. Chiar dacă e acră o să mănânc un pic, pentru că vitamine, etc, da. Și cum vă spuneam, sunt acre. Super.
Nu contează. Și da, dragii mei, sper că v-a plăcut acest vlog. Dacă a fost așa, nu uitați să dați un like, un share. Sper că v-a fost interesant să vedeți cum petrec eu diminețele atunci când nu am școală, pentru că de obicei atunci când am școală am niște dimineți pe care nici eu nu prea le țin minte, totul este foarte în grabă, așa că da, v-am arătat dimineața mea atunci când nu mă grăbesc nicăieri, atunci când nu prea am multă treabă și asta, să fiu sinceră, sunt diminețile mele preferate, deci normal că nu iubesc diminețile de școală, cred că ca și mulți alții, dar da, eu sper că v-a făcut acest vlog, sper că v-a fost interesant să mă urmăriți pe mine cum mi se desfășoară mie dimineața. Acum, sincer, nu știu ce o să fac. Cred că o să plec totuși să fac niște poze pentru Instagram și o să mai ies un pic din casă pentru că chiar am săturat să stau doar în casă. Deci, da. Eu sper că v-a plăcut vlogul. Nu uitați să dați un like, un share ca să vadă și prietenii voștri. Iar cu a fost ca întotdeauna a voastră, Andreea Bostanica. Pup!